Sunt foarte multe cărți cu minunile pe care Dumnezeu și Sfinții Săi le fac oamenilor simpli, vindecându-i, bineînțeles, și la trup și la suflet. Însă țin minte acum că era un instrumentist, da? Într-o formație de rock foarte cunoscută, care ducea o viață mondenă și care, la un moment dat, s-a îmbolnăvit grav și zăcea la pat. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și pe cei ce au amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Era un părinte, părintele Gedeon, care locuia în zona ascetică a Sfântului Munte și fiind foarte bătrân, orbise de bătrânețe și se pregătea pentru moarte. La un moment dat, părinții i-au trimis un ieromonah să-l împărtășească. Bătrânul Gedeon l-a așteptat cu mult dor și când s-a împărtășit, i s-au deschis ochii și a început să vadă. A început să strige cu mirare, am văzut lumina cea adevărată. Știți, repeta în continuu. Zicând asta, s-a băgat încetişor în pat și a murit cu aceste cuvinte pe buze. Vedeți că nu s-a dus grăbit afară să vadă atonul sau frumusețile naturii, care sunt extraordinare în Sfântul Munte, adică să se desfăteze de ceea ce vedea cu ochii trupești. Asta arată că Dumnezeu i-a dat vederea trupească doar ca și încredințare pentru noi ceilalți. Doar ca și încredințare, ca să înțelegem că prin Sfânta Împărtășanie vine vederea cea adevărată, vederea duhovnicească. Viața adevărată este viața duhovnicească. Și când omul ajunge acolo, nu mai dă importanță exagerată celor materiale, ci le folosește doar în limitele strictului necesar. Înțelegeți? Pentru asta însă, trebuie să facem tot ce putem ca să ne concentrăm pe cele duhovnicești și nu pe cele lumești, și să disprețuim grijile care ne trag în jos. Și atunci Dumnezeu, văzând strădania noastră, ne va împlini lupta, dându-ne victoria. De unii singuri, fraților, nu putem. Trebuie să chemăm ajutorul Tatălui Ceresc, pentru că numai acesta, fiind în cer, ne poate trage acolo. Noi aici pe pământ, oricât ne-am străduit, nu ne putem desprinde de acesta, pentru că atracția materiei este atât de mare încât nimeni nu scapă. Nimeni nu scapă, indiferent ce mijloace am folosi. Numai Bunul Dumnezeu, fraților, poate să ne dea iubirea cea adevărată și astfel să putem să scăpăm de atracția pătimașă. Înțelegeți? Acum, cu toate că Dumnezeu este atotputernic, El nu calcă în picioare libertatea noastră, ci își limitează atotputernicia la granița libertății noastre. Stă la ușă și bate, cum scrie în Apocalipsă. Stă la ușă și bate. Dacă deschidem, atunci, cooperând cu El, vom deveni atotputernici. Vom deveni atotputernici chiar neputința noastră. Dacă însă ne credem mari și tari prin noi înșine, atunci Domnul stă departe, pentru chiar dacă asta constituie chinul nostru. Mântuirea, adică depășirea morții, necesită totdeauna cooperare cu Dumnezeu, cu Dumnezeu și cu oamenii pe care acesta îi validează în biserică. Înțelegeți? Dacă noi facem ce putem, atunci și Dumnezeu va face ce poate, însă pentru a lua cununa cerului și a ne vindeca de moarte, este nevoie să luptăm după regulile jocului. Înțelegeți? Regulile jocului alcătuiesc ortodoxia și ne-au fost date chiar de Dumnezeu. Chiar de Dumnezeu, care nu numai ne descoperă aceste secrete, ci ne și ajută să ne luptăm cum trebuie și la final ne și răsplătește pentru această luptă în care, de fapt, El a dus greul. El a dus greul. Vedeți cât este de milostiv Dumnezeu. Ne dă regulile, ne descoperă secretele și ne ajută și să ne luptăm. Înțelegeți? Să mulțumim cu adevărat Domnului. Regulile jocului sunt poruncile sale. Puncile sale transmise prin ceea ce au scris, mă rog, ucenicii săi și prin predanii, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Aceste porunci sunt terapeutice, fraților, nu este expresia șefului față de subaltern. O parte din aceste scrieri a fost pusă de către Sfinții Părinți, mă rog, după mulți ani, după aproximativ 300 de ani, într-o culegere numită Sfânta Scriptură. Vedeți că ortodoxia alcătuie Sfânta Scriptură și nu Biblia a făcut ortodoxia. Și asta pentru că ortodoxia este cu mult mai mare decât o carte, deasupra cărții. Ortodoxia este trăirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, înțelegeți? Este Biserica lui Hristos, nu Biserica cărții, a Bibliei. Această trăire, această experiență se transmite în biserică prin predanii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, prin ceea ce se numește Sfânta Tradiție. Și asta se moștenește prin ascultare de la cei care au mers înaintea noastră pe acest drum. Înțelegeți? Mare atenție că aici eu spun de ascultare, ascultare și nu uzurpare sau răpire, adică să nu ne însușim de la Sfinții Părinți, să răpim de la Sfinții Părinți sau de la alți oameni duhovnicești învățături, să le răpim în scopuri proprii, fără să ne însușim și Duhul lor și fără să avem smerenie. De ce? Pentru că folosirea învățăturilor adevărate în scop pătimaș nu mântuie,
Ba uneori celui care i s-a dat mult, mult i se va cere și cel care a știut și nu a făcut va fi bătut mult, înțelegeți? Ba atenție, fraților, trebuie să avem și Duhul. Să nu uităm că toți ereticii care s-au lepădat de ortodoxie și cei care se rup de biserică, se rup de capul lor pe baza crezământului minții lor, pe baza cunoștințelor care cred că le au, astfel ajungând la încrâncenare și fără pic de iubire. Înțelegeți? Bineînțeles că noi ne rugăm să ilumineze Bunul Dumnezeu. Uneori trebuie să știți că un om conștient de limitările lui este mai înalt în smerenia sa decât cineva care are cunoștință teologică, mai să zic așa, mai elevată, care însă prin mândrie, prin încredere în sine și-a distrus total iubirea. Și astfel își îmbolnăvește sufletul și se chinuie. Se chinuie și chinuie și pe cei din jurul său. Înțelegeți? Ortodoxia, fraților, tocmai asta este. Este știința medicală, știința terapeutică exactă și aplicată corect, care are ca scop vindecarea sufletului prin aducerea capacității sale de iubire. Dacă murim cu sufletul vindecat, depășim moartea, adică depășim distrugerea, despărțirea. Acum, toți dorim depășirea morții, însă nu știm cum. Vedeți că moartea este cel mai mare dușman al nostru și principala noastră întrebare. A fi sau a nu fi, asta e întrebarea, nu? A spus Shakespeare prin gura lui Hamlet. Și iar Sfântul Apostol Pavel a spus că ultimul dușman care va fi biruit, moartea va fi, înțelegeți? Asta a preocupat pe oameni dintotdeauna, însă și-au dat seama că nu pot să ajungă la Dumnezeu care putea să-i scape de moarte. De fapt, Socrate le-a spus foarte clar că nu o să poată să ajungă la el, ci el trebuie să se descopere oamenilor. Și din cauza asta i-au ridicat un altar acestui Dumnezeu pe care a scris Dumnezeului necunoscut. Înțelegeți? Noi fiind căzuți, nu mai știm drumul și nici unde trebuie să ajungem. Din cauza asta, fraților, buna vestire a Arhanghelului Gavril către Maica Domnului are o importanță maximă în istoria omenirii. Cu toate că lumea aștepta pe Mesia, da? Vestea cea bună a nașterii acestuia a putut să se facă doar la plinirea vremii. Adică doar atunci când omenirea putea să primească o învățătură atât de înaltă, da? Învățătura lui Hristos care punea iubirea și punea iubirea aproapelui pe primul plan. Chiar dacă în Vechiul Testament exista deja porunca să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, nimeni nu a luat în seama asta, ci toți s-au interesat, știți, de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Sau de diferitele, eu știu, porunci, să zic așa, de a ucide pe cei răi. De fapt, chiar pe vremea lui Iisus, evreii așteptau un Mesia politic care să le facă o răscoală și să scape de romani și să bate toate popoarele din jur. Înțelegeți? Această optică, fraților, se păstrează până astăzi la foarte mulți. După cum se vede, mă rog, în comportamentul multora, precum și în expresia artistică. În expresia artistică a civilizației noastre, adică în filme, în muzică, în jocuri. Aproape peste tot, fraților, nu mai război. Și numai că nu mai război în toată arta, mai ales cei buni, adică eroii pe care trebuie să iubim în aceste opere, sunt cei care înving, nu cei care înving prin bunătatea lor, ci cei care le fac rău celor răi, le fac rău celor răi până când ajung să-i omoare pe cei răi, înțelegeți? E, fraților, nu ăsta e drumul. Drumul este iubirii prin exemplu personal jertfitor. Fraților, să nu ne concentrăm atât pe rău, pe expunerea răului, pentru că atunci răul crește. Răul este întuneric existențial. Și dacă în continuu discutăm despre rău, crește întunericul în noi. În clipa în care vedem doar răul, atunci vedem doar întunericul. Nu știm pe unde să ieșim, da? Știm cel mult de ce să ne ferim și avem așa o stare de neliniște, de anxietate. Noi însă avem nevoie de soluție, fraților, și soluția nu este război cu întunericul. Nu este dată cu pomeni întuneric, fraților, pentru că apărem caragioși și tot nu rezolvăm nimic. Vedeți că una din componentele principale și comportamentul principal al religiilor asiatice este karma, comportamentul karmic. Adică legea oarbă, care domnește peste toți, lege care zice după faptă și răsplată, adică mi-ai făcut ceva, îți dau înapoi. La prima vedere pare un lucru bun, însă vedeți că asta a dus la violențe permanente și instituționalizate. Înțelegeți? Vă amintesc că sportul național în China și numai sunt artele marțiale, fraților. Adică modul științific prin care poți să omori în bătaie pe cineva. Artele marțiale care fac parte din religia lor, fraților, da. Artele marțiale, în China, unul din stilurile de bază, de Kung Fu, a fost inventat și promovat de către călugări. Către călugări de la templul Shaolin, da? De fapt, și celelalte stiluri de arte marțiale sunt impregnate cu o religie în care nu există jertfă față de aproapele. Și în cel mai bun caz, o încercare de disciplinare a agresivității,
De ce? Pentru a fi folosit atunci când socotește luptătorul de cuvință, da? Adică e vorba de tensiune în continuu, chiar dacă ei încearcă să liniștească, dar nu au rezolvarea. Rezolvarea e în Hristos. De fapt, este de așteptat acest lucru, pentru că în clipa în care nu există un Dumnezeu personal, iubitor și atotputernic, atunci omul devine el însuși un pseudo-Dumnezeu întunecat care taie și spânzură. Taie și spânzură în ceața, mă rog, în ceața limitărilor singurătății sale. Acum, în China, că tot vorbim de ea, există o lungă tradiție a folosirii violenței într-o sumedenie de războaie și rebeliuni foarte sângeroase, fraților, care durau neîntrerupt, 10 până la 100 de ani, da? După cum a fost, nu știu dacă știți, războiul celor trei, gata, țin 100 de ani. În Europa, dacă este să vorbim de depărtarea de Hristos și el adevărat și folosirea distorsionată a convingerilor personale și a dictonului după fapte și răsplată, pe post de religie, vedeți ce au făcut naziștii și comuniștii în cel de-al doilea război mondial. Da? Pentru că ei vreau să impună dreptate, e dreptatea lor, o dreptate atee. Dacă am vorbit până acum despre faptul că lupta distorsionată împotriva întunericului nu este soluția, să nu care cumva să credeți că lăsarea în voia întunericului este ceea ce căutăm. Deloc, fraților, deloc. Ritualurile și orgiile în care omul se lasă pradă patimilor și energiilor impersonale demonice, aceste ritualuri sunt înfiorătoare, fraților, înfiorătoare. Și aici nu mă refer la cele care sunt pe față, ci sunt unele care au o mare energie demonică, însă ascunsă. Ascunsă sub tot felul de lucruri care par bun la început, care ajunge la sănătate, la așa zisă eliberare, da? Care se de fapt pseudo-eliberare, demonstrările conștiinței, fraților. Da? Asta, tip, ritualurile astea și energiile astea impersonale, care sunt de fapt demonice, sunt tipice religiilor care provin din India, fraților, din India. Asta nu generează smerenie, fraților, și iubire de semeni, ci mândrie și iubire de sine, până la paroxism. De ce scandaluri a făcut în România Gregorian Bivolaru, da? Dacă ați auzit de el și cei din împreună cu el. Sunt și alții, fraților, nu căutați, fraților. Ceea ce este nevoie, este nevoie de lumina binelui, lumina soluției bune și asta vine de la Dumnezeu. Fraților, omul nu este deasupra realității și creatorul acestea ca să poată să o vadă așa cum este. Omul are nevoie de lumina de sus, de la Dumnezeu. În clipa în care intră lumina binelui celui adevărat în întunericul patimilor în care ne aflăm, în clipa respectivă întunericul dispare. Întunericul dispare. Dacă ne concentrăm pe dragostea lui Hristos, atunci negura singurătății, aurii, a ținerei de minte a răului dispare. Înțelegeți? Ortodoxia ne arată acest drum și acest drum nu poate fi găsit și nu poate nici fi ținut de niciun om, pentru că toți suntem supuși păcatului. Toți suntem fiul lui Adam. Înțelegeți? Ortodoxia este GPS-ul corect. Și asta nu pentru că a existat un om mai deștept care a înființat ortodoxia, ci pentru că însuși Dumnezeu întrupat ne-a dat-o ca și drum corect, ca și GPS-ul corect către terapia deplină de vindecarea sufletului uman și către depășirea totală a morții prin înviere. Înțelegeți? Vedeți că Maica Domnului a stat în templu până la vârsta adolescenței. De ce? Ca să fie curată de toate traumele pe care plăcerile trupești, plăcerile lumești, le provoacă pe ecranul imaculat al minții. Ca asta Maica Domnului a fost fecioară curată. A fost fecioara care s-a dedicat total lui Dumnezeu, nu numai trupește și sufletește. Și din cauza asta și Dumnezeu s-a dedicat total ei și s-a întrupat din ea. Prin întruparea sa, Dumnezeu cel atotputernic își arată atotputernicia ca delicatețe și ca și călăuză într-o despătimire, într-o vindecare de moarte. Înțelegeți? Vedeți că Arhanghelul Gavril a zis că e plină de harul Dumnezeu cel atotputernic și o să nască pe Iisus. O să nască pe Iisus care va sta pe tronul lui David și va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Fraților, un fiu de om nu are cum să împărățească peste o comunitate în veci, decât numai dacă biruiește moartea, bineînțeles. Și de fapt acesta este principalul mesaj al îngerului, că Hristos a venit să biruiască moartea. Vine să biruiască moartea peste casa lui Iacov, după Duh. Înțelegeți? Adică cei credincioși și iubitori de Dumnezeu, cu toată râvna. Ce este casa lui Iacov, după Duh? Dacă vorbim după trup, trupul este supus morții. Se vede că este vorba de planul duhovnicesc. Da? Înțelegeți? Și asta se vede și în momentul în care zice că o să stea pe tronul lui David, tatăl său. Ei, Maica Domnului și noi toți știm foarte bine că David nu era tatăl lui Iisus după trup, ci după Duh. Înțelegeți? Vorba de plan duhovnicesc. Deci la bună vestire ni se vestește ortodoxia, fraților. Ortodoxia întrupată, adică nașterea Mântuitorului, nașterea Vindecătorului, adică a lui Dumnezeu făcut om.
care a venit să ne arate prin exemplu propriu, prin faptele și cuvintele sale, cum să ne vindecăm de distorsiunea păcatului din noi, cum să ne vindecăm de moarte, de întuneric, de ură față de ceilalți și de iubirea pătimașă de sine, bineînțeles, care asta generează adicții și distrugere înăuntru nostru. Înțelegeți? Acum, desigur că niciun om nu poate să ne vindece, pentru că niciun om nu este Dumnezeu pe pământ și nu poate să dovedească asta. Înțelegeți? Desigur, în afară de Domnul nostru Iisus Hristos, toți oamenii au încercat să ne arate diferite lucruri, dar nimeni n-a putut să se învie pe sine și să depășească moartea. Înțelegeți? Pentru ca să avem soluția la drama omenirii, avem nevoie de o persoană care să fie simultan și Dumnezeu adevărat și om adevărat și care această persoană să biruiască moartea. Niciunde în afară creștinismului nu există așa ceva. Niciunde în afară creștinismului nu există un mormânt gol și un om înviat în veșnicie care a depășit moartea. Înțelegeți? Acum, desigur că există tot felul de alte religii, tot felul de alte explicații, cum a apărut lumea, cum să privim viața și altele asemenea. Adică tot felul de GPS-uri, mai mult sau mai puțin greșite. Însă niciunul nu duce la ținta adevărată care este depășirea morții prin împlinirea persoanei. Mare atenție, fraților, că depășirea morții nu înseamnă anihilarea persoanei și dizolvarea acesteia într-un neant, într-o supă impersonală. Asta înseamnă iadul, fraților. Nirvana este iadul, de fapt. Înțelegeți? Și eu cunosc cazuri de oameni care au ajuns la nirvana și care aveau atâta energie demonică încât toată camera le era plină de demoni. Ferească Dumnezeu! Cel mai celebru caz este al lui Klaus Kenneth, pe care l-am cunoscut personal. Puteți să căutați pe site, pe chiliatorinte.ro și să vedeți câteva mărturii de al lui Klaus Kenneth în care vorbește despre asta. În clipa în care cineva vorbește despre energii impersonale, fraților, vorbește despre energii lipsite de iubirea lui Dumnezeu, adică despre energii demonice, fraților, că distrug pe om. Și asta înseamnă yoga, nirvana și toate astea. Terapeutica adevărată, fraților, trebuie să ducă la rai, adică la atotputernicia iubitoare prin unirea persoanei noastre cu Dumnezeu cel atotputernic și iubitor. Ăsta este raiul, da? Și terapeutica nu trebuie să ducă la iad, adică la desființarea personalității și transformarea ei într-o legumă stăpânită de demon. Ferească Dumnezeu, fraților! Vedeți că Maica Domnului a Buna Vestire nu a fost o legumă, Doamne ferește! Ci din contră, avea cunoștințele necesare ca să-și dea seama că ceea ce propune îngerul este omenește imposibil. Este imposibil, bineînțeles, fără prezența unui bărbat. Și mai ales avea luminarea necesară ca să accepte fără ezitare faptul că Duhul Sfânt este atât de puternic încât o să-i dea energia necesară, energia necreată necesară lui Dumnezeu, ca să poată să nască singură. Să poată să nască singură fără să-și strice fecioria. Să poată să dea viață, să nască singură pe însuși Fiul lui Dumnezeu, fraților. Gândiți-vă ce credință a avut Maica Domnului și ce luminare. Să nu uităm că pe vremea respectivă Dumnezeu, Yahweh, cum știu evrei, era total inaccesibil. Total inaccesibil și unic. Nu exista în poporul evreu cunoașterea pe care o avem astăzi despre Sfânta Treime, care își coboară harul, mă rog, așa, printre oameni, dar bineînțeles oamenii care doresc cu adevărat să se unească cu Sfânta Treime. Deci Maica Domnului era plină de har, de adevăr și deci de libertate și din cauza asta adevărul Dumnezeu așteptat în convințarea ei ca să se întrupeze. Dacă Maica Domnului nu își dădea acordul, Dumnezeu cuvântul nu se întrupa și nu se aducea ortodoxia. Să nu îngeți. A făcut la Buna Vestire, a făcut ascultare unul de altul, Dumnezeu de Maica Domnului și Maica Domnului Dumnezeu. Înțelegeți? Sfințenia este împlinirea umanului și nu distrugerea lui. Efectele ortodoxiei se văd în istorie, fraților, mă rog, și în prezent, în minunile pe care Dumnezeu le face, în cei care sunt deschiși în fața lui, în fața lui. Și bineînțeles cei care au nevoie de ajutorul lui. Sunt foarte multe cărți cu minunile pe care Dumnezeu și Sfinții Săi le fac oamenilor simpli, vindecându-i, bineînțeles, și la trup și la suflet. Însă țin minte acum că era un instrumentist, da? Într-o formație de rock foarte cunoscută, care ducea o viață mondenă și care, la un moment dat, s-a îmbolnăvit grav și zăcea la pat. Nimeni nu-și putea dea seama ce are și, datorită faptului că în familie exista un nou născut, toată atenția era îndreptată asupra micuțului și el era lăsat să moară în pat, de fapt, da? Degradarea sănătății sale a început la 1 august și fiind ținut la pat, așa, una din problemele sale era că nu avea nimic ce să facă și se plictisea de moarte. Cu câteva zile înainte însă au trecut pe la el niște rude și au dus o carte de rugăciuni pe care au lăsat-o pe noptieră. Acum, chitaristul respectiv, pentru că nu avea nimic altceva ce să facă, a început să citească această carte
Însă a citit-o așa, ca pe carte de beletristică, fraților, de la cap la coadă, fără să știe prea bine ce face. După două săptămâni, când deja starea bolnăvicioasă se agravase foarte mult, la un moment dat muribundul vede o fecioară foarte frumoasă, foarte frumoasă și foarte înaltă, într-o lumină extraordinară, care transmitea multă, multă iubire, însă și mult regret. Mult regret. Fecioara nu i-a spus nimic. Așa, ci cu gura închisă, în inima lui, Harul descoperea întrebarea Maicii Domnului. Adică, ce ai făcut cu viața ta? Asta se transmitea Maica Domnului în inima lui. Ce ai făcut cu viața ta? Pe atunci tânărul respectiv nu știa că în ziua respectivă era adormirea Maicii Domnului. După această întâmplare a trecut complet boala și vreme de 3 zile nu mai a avut nevoie de nimic omenesc, nici măcar de mâncare. Desigur că cei din familie l-au luat în râs și au fost ironici cu el, spunând că vezi că n-ai nimic. Însă el era deja transfigurat de prezența Maicii Domnului, dar și nu-l mai interesa. S-a lăsat de concerte și a început o viață nouă, mult mai duhovnicească, mult mai presus duhovnicește și mult mai fericit decât era înainte. Chiar dacă trupește, era mult mai prejos, adică fiind sub scenă, pregătind cabluri și echipamente pentru foștii lui colegi de trupă, da? Care, mă rog, ei savurau slava cea deșartă a scenei. Înțelegeți? La măsuri mult mai mari sunt sfinții. Țin minte pe Sfântul Porfire, care orbise și era un sac de bol săracu, fiind chinuit trupește continuu de neputințele pe care le avea. Însă sufletul era de diamant, unit cu Domnul Hristos. Să spun o fază, era odată un frate care îl îngrija pe Sfântul și așa, într-o seară foarte frumoasă, s-a scăpat și a zis Sfântului, care deja bineînțeles orbise, știi? El zice, Părinte stare, tu ce a pus frumos? Dându-se seama de gafă, ucenicul i-a spus cu pocăință, Părinte, vă rog să-mi iertați. Atunci Sfântul s-a întors oarecum în direcția din care venea vocea și a spus calm. Vrei să spun unde sunt bancuri de pești de aici până în Creta? Înțelegeți? Pentru sfinți nu există bariere, fraților. Există bariere. Sfântul Porfirie știa toată marea. Altădată au venit niște arheologi la mănăstire din Grecia și au cerut binecuvântarea Maicii Stareță să facă săpături arheologice. Maica Stareță le-a dat binecuvântarea cu dragoste și smerenie, bineînțeles. Imediat însă după asta, imediat, a sunat telefonul Maicii Stareță, da? Și la telefon o voce necunoscută. Doamne ajută, binecuvântați, sunt Părintele Porfirie. Au zis, Maică Stareță, să nu lăsați pe arheologi să facă săpături, pentru că sub mărăstire este un mare oraș antic și o să fie o mare descoperire și o să vă lasă să stați acolo. Înțelegeți? Vedeți că sfinții care au suflete vindecate sunt atotputernici prin Harul lui Dumnezeu. Însă această atotputernicie nu este una de buldozer, fraților, de brută, după cum ne învață filmele hollywoodiene, ci atotputernicie iubitoare, delicată, smerită, aproape de cei nevoie. Și care se manifestă discret și esențial. Și se manifestă numai atunci când este nevoie. Vedeți că ortodoxia este ramura medicinei care se ocupă de vindecarea sufletului. Și deci ajungerea la fericirea veșnică prin depășirea morții. Și din cauza asta, fraților, toate acțiunile noastre trebuie să fie făcute în conformitate cu acest scop. Este foarte important să fim concentrați pe ceea ce avem de făcut. Și să nu pierdem timpul, fraților, să nu pierdem timpul, pentru că timpul este cea mai mare bogăție a noastră. Fără timp nu avem posibilitatea mântuirii, fraților, pentru că timpul este posibilitatea schimbării. Posibilitatea schimbării. Imaginați-vă că cu fiecare secundă, cu fiecare picătură care cade în clepsidră, pierdem o ocazie să devenim mai duhovnicești, mai aproape de perfecțiune. Fraților, să nu băltim, ci să ne îndreptăm tot timpul. Ce fac acum? Cum mă aflu? Și dacă fac ceva care nu mă ajută, fraților, ceva care nu mă ajută să mor cu o inimă iubitoare de Dumnezeu și de semeni, atunci este bine să mă oprez în ceea ce fac. Fraților, pentru a fi stăpân pe situație, trebuie să avem stăpân, trebuie să avem conducător duhovnicesc și să fim atenți la noi înșine și, pe de altă parte, atenția să fie simplă. Atenția să fie simplă. De ce? Pentru că situația trebuie să fie simplă. Să fie simplă și programată, adică să nu prezinte multe elemente distractive, complexe și haotice. Acum când spun să evităm elementele distractive, poate că vă mirați, pentru că societatea de astăzi are distracția în centrul preocupărilor ei. Însă, fraților, distracția, adică îmbucățirea minților, este foarte nocivă. Foarte nocivă, pentru că mințile noastre sunt cele care ne asigură mântuirea. Înțelegeți? Ne asigură mântuirea și trebuie să avem mintea concentrată. Și dacă mintea ni se sparge în bucăți, așa, și distracția ne lipește de diferiții centri de atracție, Atunci omul nu mai știe care e drumul său. Nu mai știe care e drumul său pentru că e concentrat pe diferiții centri de atracție care sunt foarte efemeri, foarte efemeri și sunt niște chimere, fraților.
niște chimere, pentru că de fapt sunt de fapt niște reacții chimice care sunt, se întâmplă în sistemul nostru nervos, da? Știți, cu dopamina și mai departe. Pe primul plan trebuie să punem totdeauna persoanele, fraților, și din acestea, întâi de toate, pe Dumnezeu. Pentru că acesta este singura sursă adevărată de iubire, adică de energie dumnezeiască, de viață, de hrană adevărată. Înțelegeți? După asta trebuie să dăm prioritate persoanelor care sunt apropiate de Dumnezeu. De ce? Pentru că acestea, ca niște nestemate, așa, reflectă lumina iubirii dumnezeiești. Reflectă lumina iubirii dumnezeiești din inimile lor și ne hrănesc și pe noi, pentru că sufletele noastre se hrănesc cu iubire, fraților. Să nu uităm, fraților, că sufletul se hrănește încă o dată cu iubire și se vindecă cu iubire adevărată. Va repeta de două ori, să nu înțelegeți. Iubirea adevărată este iubirea duhovnicească, să nu înțelegeți. Și dacă nu are această energie iubitoare, moare de foame, moare de foame, înțelegeți? Și această energie provine de la Dumnezeu, de la Dumnezeu și se transmite sau direct, sau prin oamenii care sunt aproape de El. Energia care nu aduce iubire, ci mândrie, chiar dacă omul se simte satisfăcut, pentru că poate să facă cu această energie tot felul de lucruri, tot felul de scamatorii. Această energie care aduce mândrie nu este de la Dumnezeu, fraților, ci e demonică. Fraților, nu ziceți că există energie neutră, pentru că energia se definește ca și activitatea unei surse. Iar în plan inteligibil, sursele înțelegătoare sunt sau malefice sau benefice. Înțelegeți? Datorită faptului că sufletul se hrănește cu energia lui Dumnezeu, care se manifestă întâi de toate ca iubire dumnezeiască, Dumnezeu și sursele, adică persoanele care retransmit această iubire, sunt benefice, în timp ce sursele care emit ură sunt malefice. Și mândria formă de ură, fraților. Ură față de celălalt și iubire de sine. Acum, este adevărat că fiecare dintre noi avem energie demonică mai mult sau mai puțin, pentru că toți păcătuim mai mult sau mai puțin. Și din cauza asta e dificil de discernut. Aici este esențială învățătura terapeutică. Rețeta de vindecare a firii umane pentru a ne reveni în fire. Învățătura care nu putea veni de la un simplu om. De ce? Pentru că omul este atât de căzut încât nu mai știe care este firea sa. De ce? Pentru că nu a mai avut o curată de la căderea lui Adam încoace. Și din cauza asta trebuie să vină Hristos ca să repare firea umană, înțelegeți? Acum, desigur că în noi conștiința vorbea și vorbește, fiind vocea lui Dumnezeu din om, însă datorită faptului că înainte de Hristos firea umană era stricată de păcat, nimeni nu se putea mântui. Pentru că iubirea este foarte fragilă fragilă și în lume, și în noi, și în ceilalți. Din cauza asta trebuie să avem o grijă deosebită, să nu strivim. Și din cauza asta trebuie să avem mare atenție cum ne comportăm cu ceilalți. Și, frate, să nu avem multe întâlniri astfel încât să avem multe prilejuri să greșim. Înțelegeți? Și multe prilejuri să ne despărțim de Dumnezeu. Înțelegeți? Este foarte important, fraților, să avem un mod avion. Să avem un mod avion și la celular și la noi înșine. Ei, frate, trebuie să avem un mod avion și la celor și la noi înșine, astfel încât să ne putem desprinde de grijile lumești, pe care totdeauna le vom avea pe plan secundar, fraților. Trebuie să avem plan secundar și nu numai ca și, așa, cum se spun, numai ca și scopuri în viață, ci numai ca și unelte. Ca și unelte în lucrarea noastră de maximizare a iubirii în noi și în univers. Pentru asta avem grijă, ca să maximizăm iubirea. Că dacă însă grijile ne neacă, ferească Dumnezeu. Când ne desprindem de cele pământești și ne concentrăm mintea pe rugăciune, fraților, scăpăm de griji și trebuie să ne închidem mintea pe cuvintele rugăciunii. Doamne Hristoase, miluiește-mă! Spune că să nu ne vină gândurile, să ne vină grijile, fără niciun alt gând, fără nicio altă fantezie. Trebuie să fim desprinși total de această lume și așa ne vom liniști, fraților. Să avem grijă cu grijile. Este foarte bine ca să ne facem canonul de rugăciune imediat după ce venim de la lucru, fraților. Mă rog, și după ce ne sărutăm familia și mâncăm împreună. Dacă lăsăm rugăciunea să fie ultimul lucru din zi, atunci de regulă vom fi foarte obosiți și o să facem în grabă și cu neatenție. Mă rog, dacă o să mai facem. Rugăciunea, fraților, vorbirea minții cu Dumnezeu cel atotputernic și perfect, datorul existenței noastre, trebuie să fie primul lucru și nu ultimul. Pentru asta este nevoie de program duhovnicesc, fraților, program duhovnicesc constant, pe care să-l facem din preună cu conducătorul nostru duhovnicesc să stabilim. Cu el să trebuie să-l facem, înțelegeți? Și să-l aplicăm sub binecuvântarea sa. Terapeutica, fraților, nu are rezultate scontate dacă astăzi și mâine ne luăm pastilele, după care facem două săptămâni pauză și după care ne expune factorul de risc care ne agravează bolile duhovnicești și trupești. Fraților, nu așa.
Fraților, singurele lucruri sigure din viața noastră sunt și cele mai importante și acestea sunt moartea, judecata și veșnicia. Înțelegeți? Pentru aceasta trebuie să ne pregătim și trebuie să pregătim și pe copiii noștri prin acestea. Acesta este scopul părinților, fraților, să le asigure copiilor o veșnicie fericită și nu să aducă bani acasă sau să le asigure un loc de muncă bănos. Da, sigur, ok. Fraților, veșnicia contează și toate trebuie să le facem întrebându-ne despre veșnicie, da? Ceea ce fac acum mă asigură veșnicie fericită, o moarte cu suflet iubitor. Asigură lucrurile astea în conformitate cu învățătoarea Sfinților Părinți. Înțelegeți? Asta este ortodoxia, fraților. Dăruirea vieții și a luminii iubitoare, cu moarte pe moarte călcând. Asta trebuie să facem, fraților. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum, ați avut dragostea asta, să stați cu mine, înțelegeți? Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, milește pe noi. Amin.